Oameni frumoși, sunt cu hainele de la vlogul trecut, dar e în altă zi că hainele astea le-am, dar pe desubt sunt alte haine. Ce vreau să vă zic e că dacă ți-ești curios de cum îi merea la ăla sau să învârte bine, astăzi cu siguranță o să urmăriți vlogul până în capăt, pentru că mergem la Radu, Radu Lărgeanu sau Răducu din clipurile mele, să vedem unde stă și cam care e viața lui. Suntem în satul Feleac, aproape de Cluj, acolo e pădure și el stă chiar aici în casa asta, nu dăm cu număr și cu finalea, că după aia la ce fan Răducu sunteți, parcă văd, Radu, te iubim, nu mai vrem să plecăm de aici, știi? Nu-i băi Andrei. Deci la cușcă, hai! Îl cheamă Andrei pe câine, vreau să vă zic. Vrei să-l vezi? Bă, da bine pe cameră dacă nu mușcă. Nu mușcă, numai că te linge. Ușor, pe ușor! Bine, uite, la Cristi, cu Cristi. Hai, hai aici, la Cristi, explică. Andrei! Stai, Andrei! Deci la cușcă, hai! Deci la cușcă. La cușcă, Andrei! Porter extrem, știi? La cușcă, hai! Hai! Deci la cușcă, lasă! Deci vreau să zic că eram atât cu Radu la filmare, eram pregătit și de ce? Nu ziceam, o să la vecinul că mi-a fugit Andrei. Are copil și nu știam eu. Da, și pe la vecini, trebuie să plec. Nu, no, du-te liniștit, până am vlagă pe câinele. Plecat că eu a fugit Andrei, știi? Nume mai de om, știi, mai așa. M-a ajuns aici la vedetă. Servus, Radu. Cum servus, Mircea. Bine, foarte bine. No, ne bucurăm că ne-ai primit în casa ta. Și și pe mine și pe Cristi și vrem să îți mulțumim că ne-ai primit în casa ta. Păi nu v-am primit încă. Hai, să mergem în casa ta. Eu mai primit de câteva ore, nu, dai seama, omul să filmăm la el în casă, știi? Așa cum am promis cu alte haine pe dedesubt, Radu mi-a papuși de casă, era ceva muzică tribală aici, eu nu știu, poate ceva... Jos, în pivniță, sunt da, niște. Da, ceva, faci parte din ceva cult și alea. Nu pot să zic. Nu pot să zic, bine, păstrăm, adică talentul tău vine din ceva, știi, adică... Da, e o chestie, îmi pare rău, nu pot să zic că... Aici avem decupat în parchet o porțiune cu iarbă artificială. Da. Aș vrea să pun iarbă normală, dar n-am putut să pun în casă că se usca. A, și ăsta a fost filmul tău, te-ai mutat la casă, vreau să pun. Da, să fie iarbă peste tot și pământ și flori. Și, și gen, aș fi stat în pădure dacă aș fi. Când stai în canapea, pe canapea să fii cu cele în iarbă, nu? Exact. Ăla-i filmul, da, da, da. Da, da. Radu s-a mutat în Feleac, Feleac era mai sălbatic. Nu de o vreme, de când cu pandemia, mai plin, aici e orașul la Feleac. Se duce mai departe, știi? Când m-am mutat aici, lângă mine era pădure un an de zile, nici nu știu că am o casă lângă mine. Da? Și acum nu, o să nu, așa vecini să te taie, să crezi că e pădure și faptul e vecini, deci perfect. Aici stăm, ne uităm la film. Și practic aici ațipești, nu? Nu, ațipesc sus. Și nu? Nu e când e la televizor și iei somn? Nu, nu? Nu, că stau aici, mă uit la filme până ce simt așa că mă ia. Da? Acolo e ecranul, ne uităm și după aia când simt că nu mai pot, da? Că am băut prea mult, mă duc sus. Și mă țin ușor, ușor. Vreau să vă arăt că Radu are un videoproiector aici, nu? Da. Se coboară ăsta frumos jos, se proiectează și dai seama când vede clipurile cu Răducu, Răducu mare. Aici am pus toată familia, adunăm și pe toți aici pe canapea și ne uităm toți. Și vreau să vă zic o fază. Vizualizările pe YouTube, dacă sunt pe videoproiector, sunt mai bine plătite. Deci dacă vreți să mă susțineți, dați-vă de videoproiector. Faceți ca mine, e mai mare. Proiector. Și să prezentăm și pe... jumătatea lui Radu, Alexandra. Îți dai seama că din moment ce suntem la ei în casă, nu-i meritul lui Radu, e meritul lui Alexandra. Alexandra, mulțumim că ne-ai primit și tu ești fericită posesoarea lui Radu, nu? Da, sau invers, el e fericitul posesor al meu. Da? Ok. Și cum a apărut Andrei în viața voastră, adică câinele? Tu ai fost mai mult... m-am trezit acum 3 ani de ziua mea, la ora 5 dimineața, nu stăteam aici, da? Stăteam în oraș. M-am trezit la ora 5 dimineața cu el în pat. Cu mine în pat. E ceva foarte rar la noi în casă. Este ceva foarte cu Radu sau cu Andrei? Cu Andrei. Cu Andrei. Deci erai cu Radu în pat și da, și m-am trezit cu Andrei. Cu Andrei. Nu, așa cadou să tot primești. Da. Aici e masa, aici mâncăm. Da. Acum mâncăm, dacă vreți mâncăm ceva. Nu vreau. Că o chestie putem să facem, mâncăm ceva dacă vreți. Dar uite, Fede, că e o masă pentru voi, nu pentru musafiri, neamuri. Da, nu, am avut una mai mare. Și care e locul tău? Care e locul lui Alexandra? Să-mi dau seama. Eu stau aici. Da. Eu stau acolo, dar mi-ar plăcea să stau aici. Dar ca să mă uit afară, da. Numai că el se uită la știri și eu obturez imaginea. Și atunci da. Trebuie să stau acolo și să mă uit în farfurie. Pentru că noi pe Radu nouă, pe aștia de la teatru, venea și zice Cristi, bă, dar stai șmecheraș așa, știi? Nu știam dacă o să joace bine sau nu. Și l-am chemat și din prima am furcat și am rupt. Cred că primul nostru clip a fost ăla când ne-am cumpărat mașina, știi? Oare el a fost? Nu. No. M-a avut mai devreme? Mai devreme ceva, cred. Cât o călcai mașina, nu mai încet.
Știi? Nu mai știu. Și din prima când a jucat, o rupt. Știi? I-am zis, bă, parcă pe el a fost, adică ori a trecut, o crescut în regulani, ori ai fost golan. Care e adevărul? Da, acum... Ai crescut în cartier? Ce să zic, da. La Iași am crescut cu... Ești din Iași? Da, din Iași. Uite aici cu mine o poză când eram mic, dacă vrei să vezi. Și care ești tu? La de acolo. Ești stânga? Da. Ok. Am crescut în cartier, ce să zic. Într-un cartier destul de rău famat din Iași. Vezi? Te întreb, de ce trăiesc într-un cartier rău famat? Că totul e împotriva mea. Totul are un scop. Dacă creștea între bogați. Deci are aspectul ăsta și pe aia de ziua ce să zic, acolo am mai văzut una alta. Și am mai prins, după aia m-am mutat tot în alt cartier, la fel de, poate un pic mai rău. Da? Da. Full expert. Deci te-ai băgat peste tot până nu prinde rolul ăla bun, să înțeleagă exact. Toți nu înțeleg exact cum se joacă, se joacă așa ceva, nu. Dar el are, dacă a zis și rolul un pic de asta, și de golanul de București, știi? Ăia nu știu de unde am învățat. Ăia nu știu de unde am prins că... Ai prins și de cum, știi? Da, dar nu știu de unde, că nu... Și vreau să te întreb, care e duma, prima duma care te ia lumea pe stradă când te recunoaște? A, păi știi alea, nu, alea acelea, ce face Mircea, ce face bunica. Bun. Trecem de astea. Ce face bunica, da? Sărăcie, ce face sărăcie, îți dau un suc. Deci... Stai să vă mai gândesc. Ieri mi-am schimbat anvelopele, mi-am pus anvelopele de iarnă și m-a întrebat la ce face Mircea? Am spus, ce să facă, e la lucru, muncește. Bine, mă, ăla muncește. Da. Trebuie să-l apreciați, că nu, nu faci un efort, că e greu să fii și golan și intelectual în același timp. Eu lupt acolo între el. Observ că ai și cărți în casă. Nu știu dacă îți pur singur, pentru că știu că venim și prin omul. Alexandru. Eu le țin așa, dar Alexandra. Asta tot măși de la teatru. Ai avut o zi grea, nu știu, și bă, astăzi vreau să mă relaxez. Ce am dat în relaxare? Da. Ce? N-ai voie să lucrezi, numai să te relaxezi, ce faci? N-am voie nici să meșteresc un pic la motocicletă. Nu la motocicletă e voie, că ai pasiune, să zicem. Mă uit la filme. Da? Mă pun seara și mă uit la filme sau stau aici și mă mai uit prin... Cărțile lui Alexandra? Cărțile lui Alexandra. Sau dorm. Am înțeles. Da. Înainte de pandemie eram obosit tot timpul. Și acum pandemia? Păi acum stau deja de cât timp. N-am mai lucrat la teatru, nu s-a mai... Da? Păi da, profesor. Dar la anul pe vremea asta, Radu, în primul rând o să fiu și o să strig. Unde BMW-ul? Observ că nu aveți televizor în dormitor. Păi nu, ce să faci cu dormitorul? Pentru alte lucruri. Se doarme și se... Doar nu se uită la televizor. Deci de asta, din cauza camerele în dormitor. N-o vezi. Nu, adevărul că mi-a spus de două luni, dar tot la fel. Cred că trebuie să renunț să mai dorm. Cred că din cauza că dorm nu se poți face alte lucruri. Nu, am înțeles, uite și aici aveți carte, mă. Da, Alexandru. Chiar citești, nu se mai oprește. Trebuie să niștească. Mă arată interesant, foarte interesantă camera asta, știi? Și... Fain, cu tapet, tot, voi ați proiectat-o, nu? Da, asta am făcut-o eu, toată camera. Asta știi cum pare? Pare casa ea memorială, pe 2200, casa lui Rătucu. Fiate, știi și unde, de ce ghino? Da, uitați, aici este paletul lui Rătucu, unde până cu prințesa Alexandra petreceau fiecare seară și atunci... Hashtag Răducu, știu, știi? Pare că are o casă memorială. Și tot se așteaptă să găsească la casa memorială a mea ceva BMW-uri, petreceri, chestii, fete dezbrăcate. Și cu golma un chopper. Deci cred că tot acolo e aproape. Și măști. Și măști, da. N-am apucat, trebuie să luăm lemne pe iarnă. Dar o să luăm, dacă aveți lemne tăiate, crăpate, uscate. Bă, pentru o bere cu Răduc, eu sincer cred că dacă ai răbdare să stai omul două ore la povești cu tine, cred că îți aduci niște lemne. Depinde de lemne. Da, ok. De lemne și de cantitate, că două ore, na. Da, e. Alexandra, până la vlogul ăsta, știi despre tine, despre cât de tare ești tu, că tu citești mult, că tu... că și faci de mâncare, adevărat. Da, și faci care... de mâncare. Dar mai a avut Radu o emisiune la teatru, da. Tot așa, asta patru colegi care vorbeau și un moderator și tot așa mă uitam și vreo dintr-o oră, numai jumate de oră vorbeau numai despre mine, nu știu de ce.
După ce femeia e muza, știi? Când mai aveți muza, femeia, știi? La deși, nu știu, uitați că el e de treabă, că la fiecare glumă de mea care mai stă puțin și râde. E, după ce râde Cristi la vlogurile mele, aici râde Radu, știi? Deci, dacă nu s-a auzit râsul lui Cristi în vlogul ăsta, din cauza că a fost alorat de mai puternic. Și prieta lui vecinul Adrian? Deci, Răducu... N-are loc unde să și le țină, n-are loc unde să și-o țină. Da? Da. Vă zic că să nu, că nu face, că nu știu ce, că e mai bine aici. Deci dacă ajunge Radu că vecin bă. Cu voi, vă ține motoreta, tot dacă nu știu. Asta e lui Adrian. Bă, nu, dacă că mai... Dacă vreau, porni și pe lui Adrian. Bă, e mai tare a ta. Care Adrian? Cucu? Cucu! Păi așa zici, mă. Păi așa că a lui Adrian. Ce zici, Adrian? No, bun. Dacă a lui Cucu... Aia lui Cucu? E. Ce nebun ești Cucu ăsta. Deci cele două vedete, Radu și Cucu, stau cam la ce distanță? 500 metri? Cam așa. Cam la așa, îți dai seama, nu. Așa da, să te tai prietenii apropo, îi dai să țină. Dar și după aia când îl face și Cucu acolo piscină, te duci până la el, nu? Da, mă duc să fac baie. E o terasă de artiști cu chestii astea, vudu. Uite asta, asta e foarte vudu. Băi, ești nebun. Da, 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 opinci. Observi și când bate vântul sună alea. Și îi cu o amprentă de artist aici. Și până la urmă voi sunteți niște artiști aici, am să ajung. Ideea e că și Radu e actor și Alexandru e actriță, da? Și v-ați cunoscut la teatru? Nu. La lângă teatru. La facultate. La facultate? Când ne-am... Zi, dar vezi ce zice. Eu eram student, el era actor. Am înțeles, deci nu era profesor, că era, nu era voie. Nu, nu, nu. Am înțeles. Și suntem împreună de mulți ani. Ne-am cunoscut la ceva, la un scurtmetraj. Nu, că ne știam dinainte. Nu, pentru scurtmetrajul ăla ne-am cunoscut. Și vă jucați și voi roluri în relații, nu? Adică acum mă prefac că supărat, dar era despre, era un scurtmetraj despre viol. Da? Eram vreo trei, între care și Bogdan Rădulescu. A, știu ăla. Am văzut și vreau să-l mai... Cristian Pascariu? Da, da, da. Am văzut un film pe care vreau să-l uit, vreau să-l uit. Atunci ne-am cunoscut, atunci m-am cunoscut și cu Alexandra și mi s-a făcut nașii. Am înțeles. No, mi s-a făcut mine. Săracii trăiau, s-o violăm, hai să-i dăm și ceva de mâncare. A fost ursul aici, acum vreo lună. Cine, ursul? Ursul. Ce tare. Deci, the full experience. Aici vine ursul, vin căprioarele. Se întâlnesc cu ursul aici. Se și numește Valea Căprioare, nu? Da. Trebuie să numească Valea Căprioare și că veneau și veneau să bea apă de aici, de la râu. Hai aici, Andrei. 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 La Radu. Andrei, la Radu. Aici. Șezi. Șezi. Dă noroc cu Mircea. Noroc. Noroc. Bravo. Mulțumesc mult. Salut. Salut. După cum vedeți, o casă mișto, o casă de artist, o casă la 10 km de Cluj, în care ești aproape de natură și Radu m-a rugat frumos să nu zic că e de vânzare, așa că promit să nu zic. Nu, nu zic nimic de faptul că e de vânzare, te descurci tu cu treaba, bai, nu mă bag, nu mă apuc să povestesc, eu murdesc eu vlogul să zic că casa ta e de vânzare, da? Da, asta, nu? Treaba ta. No, hai să mai vedem. Hai să mai vedem. Suntem în sufrageria lui Radu și astăzi o cunoaștem pe omul Radu. Deci eu l-am cunoscut și când am mers la etaj, aici, așa, într-un atât cunoscut. Punem cine este Radu. Radu... Radu este... Bă, nu-i pace, hai că ți-am... Ce e cu chestii... Am dat greu... Bă, e greu să te treci și a cine e. Nu, nu, cine e, nu, vezi cine e. Dar cine e Mircea? Cum? Mircea, bravo. Mircea, bravo. Hai, nu-ți schimb un subiectul, că azi despre tine. Alexandra, cine e Alexandra? Nu, asta. Așa e că te-am mai frumos. Tu ai prieteni? Da, foarte puțini. Da, am înțeles. Acum. Am înțeles. Și când vă întâlniți și aceți? Pe băute? Da, stăm, bem, facem un grătar. Deci românisme clasice, grătar și băute. Grătar și băute și ne dă cu motocicletele și cam atât. Poți să-mi zici, nu știu dacă poți să-mi zici, poți să-mi zici pe cineva pe care ai boală. Cineva pe care am boală. Da. Dar astea-s grele, astea nici eu nu aș putea. Astea-s cele mai grele. S-a dat greu, numai n-am muncit să te întreb. Și asta, e grea, nu? Da, nu, mă gândesc la cineva pe care am boală. Și care să nu se supere. Când da, ești. Și care să nu se supere. Când, da, adică... Mă, problema e că acum de când n-am mai fost la teatru de foarte mult timp, adică am mai fost, dar n-am mai avut spectacole, n-am mai stat foarte mult cu ei,
Dar ce înainte, dacă era unul, doi care, nu mai am, o să zic o chestie, nu o să mă creadă nimeni, dar nu e cineva care, pe care s-am boală acum. Da, așa se cam trece. Exact, trece repede, nu-i vezi. Așa boală am când îmi trece boala pe care va, adică la mea am avut cu unii cu un contract mai de mult. Într-o filmare care a apărut și tu, apropo, știi? Și ziceam, bă, ce mă disperă asta, că era și să termin contractul, să-i spun, salut, ești groaznic. Și am zis, bă, mi-e ciudă că până se rezolvă contractul, trec 3 luni și îmi trece boala. Bă, și-a trecut, era 3 luni, și pe 3 luni când se țiu, mi-a trecut boala. Și am zis, no, atât de ciudă mică Mircea de acum 3 luni s-ar fi supărat pe mine. Eu știu. Și n-am mai zis nimica. Păi ce vrei să zic, după un an de stat în casă, pe cine să beam? I-am uitat pe toți, numai. Da. Mă văd cu Adrian din când în când, care mi-e drag. Adrian fiind cucu, e tot Adrian, zice. Adrian, cine? N-am cum să am boală pe el. Da. Cine? Au fost frații mei pe la mine, am venit din Iași. Deci tu ești din Iași. Hai să abordăm un subiect mai delicat. Și iubita, soția ta... Adică e delicat să fii din Iași? Nu, e delicat că ești moldovean. E delicat ca tu să fii moldovean și să ai o parteneră de viață din Ardeal. Da, Alexandra din Arad, nu? Da. Și cum e acolo? Nu iasă cu scandal? Cum e? Adică nu cu scandal, nu iasă cu scântei. Acum stai un pic. Am voi, știi care? Voi râdeți, am vă înțeleg, se mișto împreună așa, dar nu, pui mei, până la ești moldovean, doamne artă. Da, n-ai cum, nu, 10 ani, poate mai mult, n-ai cum să nu, n-are cum să nu iasă cu scandal. Da, da, da. Dar dacă vrei, aici unde am spart eu, unde a spart ea. Ce să-ți arăt? Uite, de exemplu, aici e crăpat, aici am spart eu. Da. Cum? Cam am împins, am vrut să, că m-am enervat și am făcut așa, Alexandra, nu? jos a spart Alexandra, nu pot să vă arăt că e prea dezastru. Am înțeles, dar câinele vă unește, Andrei. Da. No, frumos, frumos. Deci... Dar până la urmă cine e mai vulcanic? Tu ești mai vulcanic, că de obicei sau mai? Vulcanic. Mai așa, mai dintr-o bucată, mai să reacționezi. Bă, mai. Eu mă pornesc mai des și mai ușor, dar când se pornește ea... Da? Nu mai, dar eu termină tot. Accentul tău de moldovean, care nu iasă la iveală când ești nervos, mai scapi un... Nu știu ce să... Da, șapa mătii. Dar vorbesc tot timpul, acum când a fost fratele meu sâmbătă la vineri, când a fost sâmbătă la vineri... Dar mi-a dat drumul numai așa vorbeam cu el, că nu mai... Cum? Uite, cu accent, nu mai mi-am dat seama, că nu mai îmi dădeam seama de accent. Odată ce-o vin și ăsta țintă și nu-ți mai ies să vorbești trei zile, numai așa. Venirea după Cluj, no, dăm turn off la moldovenisme, știi? Vorbim mai... Nu, vorbim arde. Corect acum așa, nu mai... Ok, no, bun, acum am înțeles, puzzle-ul s-a completat, tu ești din Moldova, de-aia poți să și rolul respectiv, ești, înțelegi pe care mai bine și pe ardeleni, ai o soție din Ardeal, astăzi o familie minunată, să trăiască Andrei. Vânzare, dacă vrei. Alu Cucu? Da. Și el știe că de vânzare? O să știi. Ah, ok. Dacă cineva vrea să cumpere motorul lui Cucu, e persoană publică Cucu. Da. Se dă cu ea, da. Ține la ea foarte mult, de-aia n-o, o să cerem un preț mare, un 500 de euro, așa. Ok. Da. Important e să vină repede cu banii la mine, actele sunt, cheile sunt aici, dacă vrea cineva să cumpere... Da. Ce mașină ar putea să aibă Radu? No, gândiți-vă, scrieți în comentarii, puneți pauză la clip și scrieți în comentarii cam ce mașină credeți că are Radu. Și acum merg să o vedem. Parcă văd că e ceva... Aș fi mers pe un ceva foarte mare și greu, ceva un X5, Eclipse. Un 9. Un MLU. 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 Un Peugeot. Care nu numai... 3008. E și... Hibrid. Hai să-mi bă, apicea. Nu mai putem juca cu tine. Noi, de trei actori, nou, în rolul ăla de bombardier, nou. Bombardier cu hibrid. Bă, gata, asta. Bine, Radu, mulțumim mult. Cu mare drag. Mersi că ne-ai suportat. Acesta a fost vlogul alături de maestrul Radu. Tot timpul mă întrebați, ce mai face Radu? No, asta mai face Radu, știi să mă mai întrebați ce face Radu. Dați un like și spuneți-mi ce clip cu Radu vă place cel mai mult. Serios.